Au găsit felcer și au adus copilul în capitală după mai bine de 12 ore, timp în care micuța din Edineț născută cu probleme de sănătate nu a putut fi adusă la Chișinău din cauza că serviciul Aviasa nu găsa felcerul. Aproape de miezul nopții acest lucru s-a întâmplat. Acum fetița este în afara pericolului. Tatăl bebelușului susține că a avut ieri o zi de coșmar, așteptând ca Aviasanul să-i ducă micuța la Chișinău. Am sunat, am întrebat, a spus că dacă avem felcerul nostru, ei vin, dar dacă nu, nu vin, că n-au felcer. Felcerul nu este de găsit. Deodată a spus că peste o oră echipajul se pornește, noi tot o 3 ore, am sunat iar de nou, a spus că felcerul nu e de găsit, iar peste o oră se pornește. Era orele 15 deja era, când am sunat ultimul raz la Chișinău, câte medic a sunat de la Belt și a spus că nu este de găsit felcerul și alt felcer n-au ca să mă cuia. Clar lucru că am fost deranjați, că copilul, într-adevăr, e copil și trebuie cât mai repede ori ca să fie sănătos. Aproape de miezul nopții, fetița a fost adusă la Chișinău, la Institutul Mamei și Copilului. Starea generală a copilului este apreciat ca fiind grav medie. Copilul este oxigen independent, ceea ce înseamnă că respiră de sine stătător. Ieri, responsabilii de la Aviasa ne-au spus că nu au trimis mașină pentru că nu puteau găsi felcerul. Astăzi au refuzat să vorbească despre caz. Fetița a venit pe lume acum 2 zile la maternitatea din Edineț. S-a născut prin cezariană de doar 2 kg și cu numeroase probleme de sănătate, așa că a fost transportată de urgență la Bălți. Mama ei este în continuare internată la spitalul din Edineț.